Emisiunea este susținută de Fundația Poș România. Împreună pentru viitor. Bună ziua! Numele meu este Manu Adrian și sunt profesor de matematică la Colegiul Național Grigore Moisil din București. Alături de mine sunt doi băieți superisteți, Lucian și Cristi. Bună ziua, băieți! Bună ziua! Astăzi vom rezolva problemele 1 și 2 și 3 din uh, cadrul uh, evaluării naționale subiectul al doilea. Haideți să începem. Avem în figura alăturată avem punctele AB și C coliniare în această ordine, astfel încât AB este egal cu 7 cm, BC este egal cu 9 cm, știind că punctul M este în mijlocul lui AB, evidențiem acest lucru, iar punctul N este mijlocul lui BC, de asemenea evidențiam, ne cere lungimea segmentului MN. Lucian, haide să vedem cum facem să calculăm lungimea segmentului MN. Din cine este format el? Din segmentele MB și BN. MB plus BN. M-ul fiind la mijlocul segmentului AB, cât va avea MB ca lungime? MB va fi jumătate în lungimea segmentului AB. Adică 7 supra 2, da? Și BN? BC supra 2, adică 9 supra 2. Bun. 7 cu 9 ne va da 16 supra 2, adică câți centimetri? 8 centimetri. 8 centimetri. Iar varianta corectă este C sau D? A. A. 8 centimetri. Bravo! Cristi, fie punctele A, B, C și D coliniare în această ordine, astfel încât BC este 2AB, CD este 2BC, iar AD este egal cu 21. AD este egal cu 21. Îți propun pe AB, fiind cel mai mic dintre segmente, să-l notăm cu X. BC fiind 2AB, cât va fi, Cristi, câți X? 2X. 2X. Iar CD fiind 2BC, va fi câți X? 4X. 4X. Foarte bine. Ni se cere lungimea segmentului AC. Păi în primă fază, haideți să-l aflăm pe X. Observăm că segmentul AD are 21 de centimetri. Din cine este format AD? Din AB plus BC plus CD. Plus BC plus CD. Excelent. Adică X plus... 2X plus 4X, adică adi 7X. 7X. Și atunci 7X va fi egal cu 21. Deci X-ul va avea câți centimetri? 3 centimetri. 3 cm, Excelent. Adică segmentul AB are 3 cm, Doar că nouă ni se cere AC. Din cine este formata în C? Din suma căror, uh, lungimilor căror segmente? Plus b adică AB 3 plus BC. Adică câți X? 3 ori X. 3 ori X, adică 3 ori 3. Adică? Centimetri. 9 cm, bun. Și atunci varianta corectă care este? C-ul, C da, 9 cm. Următoarea problemă ne spune: În figura alăturată punctul M este mijlocul lui AB, iar punctul N este mijlocul lui BC. Dacă MN este egal cu 12 cm, atunci lungimea lui AC va fi egală cu Lucian, îți dau cuvântul. Propun să notăm AM egal cu MB egal cu X și BN egal cu NC egal cu Y. Foarte bine, ideea ta este foarte bună. Și atunci X plus Y, adică MB-ul, înseamnă 12. că X plus Y va fi 12 cm, da? Din cine este formată lungimea segmentului AC? Din suma lungimilor cărora segmente? AB și BC. AB plus BC, bravo! Adică 2X plus 2Y îl putem da factor comun pe 2, 2 ori paranteză x plus y, adică... 2 ori 12. 2 ori 12, adică... 24 de centimetri. Varianta D. Cristi, se dau punctele A, B, C și D coliniare în această ordine. Dacă AB are 8 cm, AD are 40, iar C este mijlocul lui AD, deci c este în mijloc, atunci segmentul BC va avea lungimea egală cu Păi, ce o fiind la mijloc, ce segmente devin uh, egale ca și lungim? A, C și C, D. Care ele reprezintă jumătatea lungimii cărui segment, Cristi? A, adică 40 supra 2, 20. Adică vor avea fiecare câte 20 de centimetri. Deci, practica aceea are 20 de centimetri iar pentru a afla pe BC o să fac diferența lungimilor căror segmente. AC minus AB. Exact, adică 20 minus 8, 12 cm. 12 cm. Varianta corectă este D. Este D, 12 cm. Bravo. Lucian, în următoarea problemă avem figura alăturată unde M este mijlocul lui AB, Evidențiem acest lucru, iar N este mijlocul lui BC, iar C este simetricul punctului A față de B. Valoarea lui AN supra MN este egală cu din cine este formată AN? AN este format din AM plus MB plus BN. A N este egală cu AM plus MB plus BN. Iar MN? MB plus BN. MB plus BN. Faptul că ne-a spus că C este simetricul lui A față de b înseamnă că AB și BC vor fi cum? A, congruente. AB este congruent cu BC și atunci și jumătățile lor vor fi egale. Haideți să mergem pe... Deci, practic, toate cele patru segmente evidențiate în figură vor fi congruente. Haideți să mergem pe... Aceeași notație pe care ai făcut-o, adică notăm cu X, A, M, M, B, și atunci BN și în le vom nota tot cu X. X da? Și atunci, A, N va fi format din câți X? Din 3X. 3X, da? Iar MB plus BN din 2X. X2X. Și atunci revenim la raportul lor: 3X supra 2X se simplifică x cu x și ne va da 3 pe 2. 3 pe 2. Varianta corectă va fi varianta D. D, 3 pe 2. Bravo. Cristi, în figura alăturată sunt reprezentate unghiurile opuse la vârf, AOC și BOD. Măsura unghiului AOB este de 120 de grade. Cum sunt unghiurile opuse la vârf, Cristi, întotdeauna? Congruente. Congruente. Deci, AOC va fi congruent cu BOD, da? Iar AOB cu COD, deși COD va avea tot 120 de grade. Ni se cere măsura unghiului BOD, măsurilor de lungi. Aod, AOD minus Aod. măsura lui Aod. AOB. AOD, copii fiind un unghi alungit, va avea câte grade? 180 de grade. 180 de grade minus 120 de grade. Ne va da? 60 de grade. 60 de grade, bravo! Deci, practic, BOD va avea 60 de grade, la fel și AOC. Și atunci, care este varianta corectă? B. B-ul. Lucian, următoarea problemă ne spune că unghiurile AOC și BOC sunt uh, complementare. Adică, suma măsurilor lor va fi de câte grade, dacă sunt complementare? De 90 de grade. 90 de grade, bravo, deci AOC plus BOC va avea suma măsurilor lor va fi de 90 de grade. Dacă măsura lui BOC este de 20 de grade, cât va fi măsura lui AOC? 70 de grade, 90 de grade minus 20 de grade este egal cu 70 de grade. Varianta corectă este D. Cristi, unghiurile AOB și BOC sunt adiacente suplementare. Când avem două unghiuri suplementare, cât este măsura unghiurilor lor? 180 de grade. 180 de grade, bravo. OD este bisectoarea unghiului BOC. Ce face bisectoarea unghiului BOC? Îl împarte în două unghiuri adiacente? Congruente. Congruente, da? Iar măsura unghiului AOD, AOD este de 154 de grade. Măsura unghiului BOD va fi egală cu... Haideți să vedem. Deci, noi știm că unghiul AOD are măsura de 154 de grade. Putem să aflăm unghiul DOC? Da. Care va fi diferența măsurilor căror unghiuri? 180 de grade minus 154 minus BOD. AOC, adică minus AOD, adică 180 de grade minus 154 de grade și ne va da cât? 26 de grade. 26 de grade, exact. Este DOC. Dar el cu cine era congruent DOC? Cu BOD. Congruent cu BOD. Și atunci înseamnă că și BOD va avea câte grade? Tot? Tot, K. K. Lucian, dreptele MN și BC din figura alăturată sunt paralele, da? MN și BC. La ce teoreme ne gândim când auzim de drepte paralele într-un triunghi? La teorema fundamentală a asemănării. Sau teorema lui? Tales, nu? Da. Bun. Dacă unghiul MNB, MNB, este de 30 de grade și unghiul ABC are 70 de grade, ABC, acesta de aici, are 70 de grade, ni se cere să aflăm măsura unghiului NMB. NMB. NMB, adică cel de aici. Avem drepte paralele tăiate de o secantă, da? O pereche de unghiuri de care? Alterne interne. Care sunt acelea? Ia să vedem. MNB și NBC. MNB este congruent cu unghiul NBC, ele fiind alterne interne. Și atunci înseamnă că și unghiul NBC va avea tot 30 de grade, da? Și pot afla măsura unghiului MBN. MBN va fi cât? MBC minus NBC. MBC minus NBK, adică 70 minus 30, deci va fi de câte grade? 40 de grade. Foarte bine, 40 de grade. Vin și îl trec pe figură și atunci pot afla unghiul NMB, pentru că deja știu în interiorul triunghiului MBC, cunosc deja măsurile a două dintre unghiuri. Și atunci unghiul NMB va fi 180 minus cât? Minus 70 de grade. 40 de grade cu 30 de grade, cât au celelalte două unghiuri, da? Le vedeți aici. Și va fi 180 de grade minus 70 de grade, adică cât? Adică 110 grade. 110 grade, exact. A. A. Bun. Cristi. Dreptele paralele A și B, după cum le vezi aici, sunt tăiate de secanta C. Măsura unghiului X este egală cu, avem acest unghi care este 3X plus 15 grade și acesta este 2X minus 15 grade. Păi, dacă A și B sunt paralele, rezultă că 3X plus 15 grade da. plus 2X minus 15 este egal cu 180 de grade sau mai simplu putem să ne dăm seama că acest unghi este corespondent cu cel de jos, adică și acesta va avea tot 3x plus 15 grade. Unghiurile fiind alăturate și suplementare, avem 3x plus 15 grade plus 2x minus 15 grade este egal cu 180 de grade. Se duce 15 cu minus 15 și obținem ce? 5x este egal cu 180 de grade. De unde x va fi egal cu 180 împărțit la 5, ne va da câte grade, Cristi? 36 de grade. 36 de grade. Mai departe, Lucian, considerăm o coardă AB a cercului de centru O și rază 12, deci A și OB au 12 cm, fiind raze, astfel încât măsura arcului mic AB, adică cel de aici, să fie de 120 de grade. Lungimea lui AB va fi egală cu. Faptul că arcul AB, Lucian, este de 120 de grade, înseamnă că unghiul AOB va avea câte grade? Tot 120 de grade. Este unghi la centru și va fi egal cu măsura arcului AB, adică tot 120 de grade. Și pentru a putea să o calculăm pe AB, ce ar trebui să facă, și construcția ajutătoare? Triunghiul fiind disoscel, da? Observăm că OA și OB sunt egale. Voi duce? O înălțime. Înălțimea de unde? care devine și. De unde din duc o? înălțimea? Din nou, da? Din o pe AB. O să notez cu M, da, deci voi avea 60-60 de grade, înseamnă că unghiul OAM va avea câte grade? 30 de grade. 30 de grade, bun. E, e suficient să o aflăm pe AM, pentru că AM și MB sunt uh, congruente. da? OM este și înălțime și bisectoare și mediana triunghiul fiind isoscel să aplicăm funcție trigonometrice. Ce funcție trigonometrică vom aplica și cărui unghi? Alegeți un unghi. Sinusul unghiului AOM. Sinusul unghiului AOM. Ce înseamnă sinus? Cateta opusă supra ipotenuză. Care este cateta opusă lui AOM? AM. AM și ipotenuza este cine? AO. AO. Cât înseamnă sinus de 60 de grade? Radical din 3 pe 2. Radical din 3 pe 2 este AM supra 12, da? De unde AM va fi egal cu cât? 6 radical din 3. 12 radical din 3 pe 2, adică 6 radical din 3 cm. Am obținut AM egal cu 6 radical din 3, iar atunci AB cu cine va fi egal? Cu câți cm? cu 12 radical din 3 cm. Exact, este dublul lui AM, da? Avem 6 radicali din 3 plus 6 radical din 3. Varianta corectă este varianta A. Varianta A. Bun, Cristi. În triunghiul ABC, din figura alăturată, punctele M și N se află pe laturile AB respectiv AC, astfel încât AM este de 4 cm, toată latura AB este de 12 cm. Haide, Cristi, să-l aflăm și pe MB, să vedem dacă avem nevoie de ea. Cu cât va fi egală MB? 12 minus 4, 8 cm. Va fi AB, lungimea lui AB minus lungimea lui AM, adică 12 minus 4, adică 8 cm. Vin și pun pe figură pe MB 8 cm. Iar raportul dintre AN Supra AC este egal cu 1 pe 3. Dacă BC este de 24 de centimetri, BC este de 24, atunci lungimea lui MN va fi egală cu. Ce putem să observăm? Pentru că nu ni se spune nimic despre MN și BC dacă ar fi sau nu paralele. Ele sunt paralele, C să putem să folosim vreuna dintre teoremele importante sau nu. Observăm că AN supra că este egal cu AM supra AB. Deci, Bun. Aplicăm... Noi știm că n pe AC este 1 pe 3 Și atunci, tu ai observat că și AM supra AB va da cât supra cât. Hai prima oară să înlocuim. Va fi 4, 4 pe... 4 supra 12. Simplificăm prin 4 și ne va da tot 1 pe 3 1 supra... Ceea ce înseamnă că aceste rapoarte sunt egale, adică AN supra AC este egal cu AM supra AB. Rapoartele lor fiind egale, înseamnă că. Rezuc... Cu reciproca lui Thales, că exact. este... Reciproca teoremei lui Thales ne spune că dacă am aceste două rapoarte egale, dreptele devin paralele, dreptele care au generat aceste rapoarte. Adică MN va fi paralel cu BC. Bun. Și atunci, pentru a putea să o calculăm pe MN, ce vom aplica? Teorema fundamentală a asemănării. Exact. Noi știm că MN este paralel cu BC, și atunci, conform teoremei fundamentale a asemănării, triunghiurile AMN și ABC devin asemenea. Iar din această asemănare îmi vor ieși următoarele rapoarte. Haideți să le scriem, Cristi. AMP. Egal, egal cu A.N.P. C. Egal cu... M.N. supra B.C. M.N. supra B.C. Știm, pentru că am calculat mai devreme, că raportul de asemănare între primele două este 1 pe 3. Și atunci... Știm că raportul dintre MN și BC este 1 pe 3 și putem să înlocuim pe BC, da? Va veni MN supra cât? MN supra 24. Este egal cu 1 pe 3, de unde MN va fi egal cu? 24 supra 3, 8 cm. 8 cm, da? MN va fi 8 cm Și atunci, care este varianta corectă? B, da, 8 cm. Acestea fiind spuse, lecția noastră s-a terminat. Băieți, v-ați descurcat foarte bine și de data aceasta vă mulțumesc pentru ajutor. La revedere! La revedere! Nu uitați ca la finalul vizionării acestei lecții să intrați pe platforma naradix.ro, platformă care colaborează cu televiziunea română la realizarea lecțiilor de la Teleșcoala TVR. Acolo o să găsiți un test cu. Exercițiile 1, 2 și 3 de la subiectul al doilea. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere pe data viitoare.